Salutare, prieteni, și bine ați revenit pe canal. În materialul de astăzi o să vă prezint un top 5 soluții antivirus pe care le-am încercat de-a lungul vremii și pe care vi le propun să le instalați pe calculatorul vostru. În niciun caz nu lăsați calculatorul neprotejat fără un program antivirus instalat. În fine, Windows 10 vine cu o soluție antivirus, Windows Defender, este incorporat în sistemul de operare, pornește atunci când instalarea Windows este finalizată, dar această soluție își face treaba atât cât și-o face. Nu recomand această soluție, instalați una dintre variantele propuse în acest material. O să mergem pe site-urile lor și o să vă arăt varianta free și varianta plătită. O să facem o comparație între varianta gratuită și varianta cu bani. O să facem o comparație între toate cele 5 programe antivirus, să vedem puncte forte și puncte slabe. Pentru orice soluție antivirus pe care o să o prezint, vă recomand să aveți un calculator cu minim 4 GB de RAM și un procesor cât de cât de generația mai nouă, pentru că altfel nu are rost să instalați un antivirus. Lăsați-l pe cel integrat în Windows, Windows Defender, nu mai instalați altceva, pentru că riscați să îngreunați și mai mult calculatorul. Suntem pe desktop, iar primul dintre programele antivirus pe care vi le propun este Kaspersky, varianta free. Intrăm pe Google și scriem Kaspersky România Free Download. Ne va direcționa spre site-ul oficial cu varianta Kaspersky Free. Avem și opțiunea de descărcare chiar aici sus. Vedem ce poate face varianta free a antivirusului Kaspersky. Blochează fișierele și site-urile periculoase și alte amenințări, îți protejează informațiile personale și îți securizează fără a-ți încetini activitatea. Din experiența personală am intrat pe anumite site-uri de probă și le blochează fără niciun fel de probleme. Mai jos avem opțiunile pentru varianta free și varianta Total Security. Opțiunea Securitate o avem și la varianta free și la varianta cu plată. Opțiunea Performanță o avem și la free și la plată. Simplitate o avem și la free și la plată. Securitatea se referă la faptul că o să-ți scaneze calculatorul de fișierele nedorite de virus. Performanța se referă la faptul că este optimizat acest antivirus pentru a consuma cât mai puține resurse din calculatorul tău, iar simplitatea se referă la faptul că are o interfață prietenoasă. Acestea sunt restul opțiunilor care sunt disponibile doar pentru varianta cu plată. PC, Mac și dispozitive mobile, este disponibilă varianta cu plată și pentru aceste dispozitive, confidențialitate, bani, safe keys, parole și protecția fișierelor. Haideți să vedem jos la cerințe de sistem, referitor la ce vă spuneam în introducerea acestui material, că nu ar trebui să instalați un antivirus dacă aveți un calculator slăbuț, undeva la 4 GB de RAM, ar trebui să lăsați varianta preinstalată Windows Defender și să mergeți cu ea fără altă opțiune de antivirus. Deci, se cere un procesor de minim 1 GHz sau superior, 1 GB de RAM pe 32 de biți sau 2 GB de RAM pe 64 de biți. Gândiți-vă că dacă aveți pe calculator 4 GB de RAM, 2 GB de RAM sunt necesari doar pentru rularea acestui antivirus. Aceasta a fost prima recomandare din top 5 programe antivirus, Kaspersky Antivirus Free. Numărul 2 din top 5 programe antivirus este Avast Free Antivirus. Aici suntem pe site-ul oficial, avem direct opțiunea de free download și avem și posibilitatea de a compara produsele. Haideți să facem acest lucru. Ce ne oferă varianta free? Blochează virusii și alte tipuri de malware, scanează rețelele Wi-Fi pentru lipsă de securitate și îți securizează parolele. Asta face varianta free. Restul variantelor cu plată se referă și la securizarea cumpărăturilor online, la rularea aplicațiilor suspicioase, de asemenea oferă un firewall
protejează e-mail-urile, protejează împotriva virusurilor de tip ransomware, se ocupă de webcam dacă cineva încearcă să vă spioneze prin intermediul webcam-ului și multe alte opțiuni pe care le puteți descoperi pe site-ul oficial Avast. O să las la toate programele antivirus linkul de descărcare în descriere. Haideți să vorbim un pic și despre cerințele de sistem pe care le are Avastul. Minimum System Requirements, Windows 10, Windows 8 sau Windows 7, deci rulează pe toate cele trei sisteme de operare. Are nevoie de un minim procesor Intel Pentium 4 sau AMD Athlon 64. Minim 1 GB de RAM, dar din experiență vă pot spune că are nevoie de undeva la peste 2 GB de RAM și 2 GB spațiu pe hard disk. Bineînțeles, de o conexiune la internet, Avast Free Antivirus a fost recomandarea cu numărul 2 din top 5 programe antivirus. Numărul 3 din top 5 programe antivirus este Bitdefender. Este o soluție antivirus promovată și realizată de către români. Am intrat pe pagina oficială, avem opțiunea de descărcare gratuită. Haideți să vedem ce oferă această opțiune gratuită față de cele cu plată. Mergem mai jos, iar aici avem toate datele. Odată, opțiunea gratuită oferă protecție Windows, protecție superioară și viteză fără compromis pentru Windows, protecție completă în timp real a datelor, Advanced Threat Defense, ce înseamnă acest lucru, tehnologia noastră îmbunătățită bazată pe detecție comportamentală descoperă și blochează amenințările avansate și pe cele de tip ransomware. Ăsta este un plus față de alte soluții antivirus. Bitdefender oferă protecția pentru virus de tip ransomware și la varianta gratuită. Bun, mergem mai departe. Prevenirea atacurilor web, anti-phishing și anti-fraudă, previne amenințările de tip phishing sau fraudă online atunci când faci cumpărături, tranzacții bancare sau navighezi pe internet. Iarăși este un plus pentru Bitdefender, varianta free, față de alte soluții antivirus. Aceștia includ în varianta free și protejarea atunci când faci cumpărături online. Vedeți ce opțiuni mai oferă Bitdefender la variantele cu plată. Intrați pe site-ul oficial și vedeți acest lucru. Este un antivirus foarte ok. L-am încercat timp de vreo 3 luni. Din experiența mea, consumă foarte multe resurse. Haideți să vorbim puțin și de cerințele de sistem ale Bitdefender. Sistem de operare Windows 7, Windows 8 și Windows 10, deci funcționează pe toate cele trei sisteme de operare. Are nevoie de un procesor Intel Core 2 Duo sau un procesor echivalent și o memorie de minim 2 GB de RAM. Bun, un spațiu pe hard disk de 2,5 GB. Din experiența mea vă spun că Bitdefender cere mult mai multe resurse. Eu m-am descurcat foarte greu cu un 4 GB de RAM cu Bitdefender-ul instalat. Într-adevăr, oferă mai multe opțiuni, mai multe protecții față de alte variante free. M-am referit aici mai sus la anti-phishing și anti-fraudă și la protecția pentru virusuri de tip ransomware. Ok, este foarte bun acest lucru, dar totuși resursele contează și ele. Deci dacă aveți un calculator slab, nici nu vă gândiți să instalați Bitdefender-ul. Aceasta a fost varianta 3 propusă pentru top 5 programe antivirus Bitdefender. Numărul 4, Panda Security, oferă o soluție antivirus pe care o recomand cu foarte mare căldură, prin prisma faptului că consumă foarte puține resurse. Se instalează doar aplicația antivirus, fără alte fișiere, fără alte update-uri, totul se face din cloud. Suntem pe site-ul oficial, avem, ca de obicei, opțiunea de descărcare sus în pagină. Ce ne oferă Panda Antivirus? Pentru Windows, Antivirus Protection, protecție în real-time, oferă USB Protection. În momentul în care introduci
un stick USB, îl scanează și are de asemenea un game mode pentru a nu fi deranjat în momentul în care te joci. Poți activa acest game mode din interfață. Mai sunt descrierile și pentru varianta antivirus Android. Iar mai jos avem opțiunile pentru free și pentru toate celelalte variante cu plată. Antivirus Protection with Firewall ne oferă și un firewall, iar foarte important pentru cei care folosiți acest lucru, Free VPN, limitat la 150 de mega pe zi. Ce face acest VPN? Te lasă să navighezi în mod anonim pe internet. După cum vă spuneam, Panda Security consumă foarte puține resurse. Din ce spune aici, are nevoie de un procesor minim Pentium 300 de MHz și un minim de 64 de mega de RAM. Recomandat 128 de mega de RAM pentru că va instala doar aplicația antivirus. După cum vă spuneam, totul în rest se face din cloud. Este o soluție optimă pentru cei care au calculatoarele slabe și vor să aibă și un antivirus instalat pe calculator. Numărul 5 și ultima variantă propusă din top 5 programe antivirus este AVG Free Antivirus. Suntem pe site-ul oficial, avem opțiunea iarăși de free download. Din experiența mea pot să vă spun că AVG-ul se comportă foarte ok, consumul de resurse este undeva spre mediu, dar am avut ceva probleme pe Windows 10 în sensul în care avea perioade de nefuncționare, am avut probleme să îl opresc chiar și din Task Manager, am avut probleme cu update-urile la el. Dar pe Windows 10, pe Windows 7 nu am avut niciun fel de astfel de incidente neplăcute. Nu știu care a fost problema cu Windows 10. A fost updatat la zi și chestiile astea s-au întâmplat tot la intervale de o lună, două, până m-am săturat de probleme și am instalat altă soluție antivirus. Bun, aici la ei pe site vedem o poză cu interfața care apare după ce îl instalați. Iar aici sunt opțiunile oferite de AVG Antivirus Free și AVG Internet Security. Oprește virus și spyware, ransomware și alte malware. Blochează linkurile nesigure, descărcările și atașamentele din e-mail. Scanează calculatorul pentru probleme de performanță și își face update în timp real. Astea sunt opțiunile oferite de varianta free. Iar varianta plătită este aici în partea dreaptă, cu tot ceea ce oferă. Referitor la consumul de resurse, este unul mediu, după cum vă spuneam. Ei pe site nu oferă mai multe detalii decât faptul că rulează pe Windows 10, 8 și 7. Acestea au fost cele 5 soluții propuse de mine în top 5 programe antivirus. Vă recomand să vă instalați măcar una din aceste 5 programe. Spuneți-mi în comentarii care dintre variante ați ales-o, care ați instalat-o și mai spuneți-mi dacă vreți să le prezint mai în detaliu, în sensul de descărcare, instalare și să vorbim puțin despre fiecare în parte pe interfața lor. Eu am fost Raul, ați fost pe tutoriale cu Raul. Nu uitați să vă abonați la canal dacă nu ați făcut-o deja, apăsați butonul de like dacă vi-a plăcut materialul. Până data viitoare, v-am salutat!